Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Bună seara tuturor, vă spun de la microfonul Europa FM, suntem în direct și pe Facebook, dar și pe YouTube. Nu trăim vremuri foarte simple și parcă am început să ne obișnuim să tot sărim din criză în criză, de la pandemie la război și de la război la criza economică. Pare că suntem generația care le va marca pe toate, pur și simplu le bifăm rând pe rând pe toate. O lume într-o continuă schimbare în care contează mult în ce tabără ești. România are un parteneriat puternic cu Statele Unite și am văzut mai ales în această perioadă cât de mult înseamnă un astfel de anturaj, să-l numim, un anturaj de politică externă, la pachet, desigur, cu apartenența noastră la NATO și Uniunea Europeană. În exclusivitate, în această seară la Europa FM, suntem în direct cu capitala Statelor Unite, un duplex București-Washington despre importanța României în vreme de război. Invitatul meu în Piața Victoriei este ambasadorul României în Statele Unite, domnul Andrei Muraru. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, Mădălina. Bună ziua și respectatorilor. Din păcate, cred că avem un pic de delay. Sperăm să rezolvăm problema și să ne auzim. Înțeleg că de văzut ne vedem destul de bine. Aș începe cu o întrebare de încălzire, domnule ambasador. Un an și jumătate, dacă am calculat bine, de când ați preluat mandatul. Cum se simte climatul pe care l-am descris ceva mai devreme, marcat de criză economică, de război, de acolo, din Washington? Și cum arată România în centrul sau foarte aproape de toate aceste probleme? Da, că în momentul am ajuns la Washington, a venit de aici de planul și s-a schimbat acum un an, practic, în 24 februarie. Din păcate, facem un pic de pauză, încercăm să revenim cu o conexiune nouă. Piața Victoriei la Europa FM.
la Europa FM. Și ne-am întors în direct, sperăm să ne auzim de data aceasta ceva mai bine. Alături de noi este ambasadorul României în Statele Unite, domnul Andrei Muraru. Am spus duplex București-Washington și tocmai pentru că distanța e mare, semnalul nu foarte bun, nu ne-am auzit foarte bine. Sper că de această dată va funcționa conexiunea, domnule ambasador. Vă întrebam cum se simte toată criza aceasta economică, situația războiului de acolo, de la Washington, o analiză după cam un an și jumătate, dacă am calculat bine de mandat. Da, și eu vă spuneam, Madalina, că am venit cu multe planuri, cu multe idei și totul s-a schimbat practic într-o noapte pe 24 februarie. Nu e așa când a început războiul, pentru că România este statul membru al Uniunii Europene și al NATO, care împarte cu Ucraina cea mai lungă graniță dintre toate aceste state și a fost, este și va fi în rândul statelor care sprijină efortul Ucrainei de a respinge agresiunea rusă și sigur că ajutorul României este unul multidimensional și răspunsul la aceste crize ca urmare a declanșării agresiunii, iar ambasada pe care o conduc la Washington promovează tot acest efort pe care România îl face, îl promovăm în relația cu administrația americană, cu Congresul american, și reacția noastră politică cred că a fost extrem de bine sesizată aici și reacția României, așa cum spuneam, din multe puncte de vedere România este acolo și prin prisma ajutorului oferit refugiaților, peste 3,3 milioane de ucrainieni care au intrat în România prin transportul grânelor, peste 50% din totalul cerealelor care au fost transportate din Ucraina de la începutul invaziei s-au transportat prin România, fie prin portul Constanța sau prin canalul Sulina, deci apoi prin sprijinul economic pe care noi îl oferim Ucrainei prin aceste, nu doar ca membru al Uniunii Europene, dar și prin transferul de energie. Deci suntem aici și aici în prima linie, cum sunteți și dumneavoastră acasă în fața acestui efort, dar cred că orice criză, spunea Churchill la un moment dat, nu rata niciodată o criză bună. Deci orice criză cred că are și ferestre de oportunitate și aceste ferestre se referă sigur la întărirea securității României și apărării României cu sprijinul aliaților, la o fereastră de oportunitate care se deschide prin reconstrucția ulterioară a Ucrainei și credem că România poate fi o platformă extraordinară din acest punct de vedere. Spuneam că împărțim o lungă graniță și România este plasată, este singura țară care are un mare port la Marea Neagră. Deci există multe oportunități și în această criză. Dacă tot ați vorbit despre o fereastră de oportunitate, cred că de fiecare dată când ne gândim la Statele Unite, ne gândim la momentul în care în sfârșit nu va trebui să mai mergem și să stăm la coadă și să luăm viză, da? Proiectul Visa Waiver despre care se vorbește atât de mult, dați-ne vestea cea bună. Când vor merge românii în Statele Unite fără să mai fie nevoie de viză? Și ce face ambasada în acest sens? Care e strategia? Da, dacă aș ști răspunsul la această întrebare, probabil că n-aș mai fi aici. Deci ar trebui de la bun început spus că acest program, Visa Waiver Program, nu e un cadou, nu e un premiu pentru nimeni. Deci există 40 de state care se bucură de acest privilegiu, ca cetățenilor să nu mai au nevoie de viză pentru a intra în Statele Unite. Deci este o categorie foarte selectă. Din Uniunea Europeană fac parte aproape toate statele, mai puțin România, Cipru și Bulgaria. Deci este un sistem de securitate a frontierelor care contribuie la întărirea securității și prosperității, dacă vreți, a Statelor Unite. Nu există beneficiari speciale acestui tratament. Israelul nu este parte a acestui program Visa Waiver. Deci cetățenii statului Israel au nevoie astăzi, și Israelul este un partener strategic deosebit de important al Statelor Unite, nu doar în Orientul Mijlociu, dar
dar și global, nu este parte a acestui program și face eforturi susținute de câțiva ani pentru a intra în acest program. Deci, orice țară care dorește să fie parte a acestui program trebuie să îndeplinească anumite condiții foarte specifice. Le-aș spune prevăzute de legislația americană, o lege care a fost votată acum aproape 40 de ani, în 1986. Deci aceste condiții acoperă pe de o parte o gamă largă de domenii din sfera securității, integrarea frontierelor, integritatea frontierelor, sistemul de emitere a pașapoartelor, regimul cetățeniei, schimb de informații privind terorismul sau crima organizată, plus un criteriu al ratei de refuz al cererilor de vize, care nu trebuie să fie mai mare de 3% din totalul cererilor de vize depuse de cetățenii români, în cazul nostru, în cursul unui an fiscal. Unde suntem noi, ca să înțelegem perspectiva de timp din zona aceasta a greșelilor pe care nu le-am corectat sau al lucrurilor pe care am putea să le facem mai bine? Noi suntem în momentul acesta foarte avansați pe criteriile de securitate și cooperarea aceasta româno-americană în domeniul securității, aplicării legii, schimbului de informații este foarte bună. S-a făcut o foaie de parcurs, nu există doar o instituție, există mai multe instituții românești care colaborează și care lucrează în această direcție. Ministerul de Interne, în primul rând Ministerul Afaceri Externe, Serviciul Român de Informații, Ministerul Justiției și de partea cealaltă partener american, Departamentul de Stat, Departamentul Securității Naționale și așa mai departe. Deci noi sperăm că această foaie de parcurs, dar cu eforturile care se fac, am putea să o finalizăm până la finalul acestui an fiscal, anul fiscal în America începe la 1 octombrie, deci până la sfârșitul lunii septembrie, deci să ne rămână doar această componentă a ratei de refuz. Ea a fost anul trecut foarte mare, de 17% din cauza pandemiei, o situație bubble, cum spun americanii, o situație cu totul excepțională, care s-a regăsit și la statele din jur, și la Moldova, și în cazul Serbiei, Cipru a avut, Israelul a avut și Israelul această problemă. Deci, în primul rând, pentru că există cam 50.000 de aplicații ale cetățenilor români în fiecare an, vorbesc de anul 2019, care a fost anul înaintea pandemiei, rata de refuz a fost de 10%, 10,17%. În continuare, distanță foarte mare până la acel prag de 3%. Distanță foarte mare, dar vreau să vă spun că vreme de 9 ani noi am fost blocați la această rată de 10%, deci între 9 și 11%. Și din punctul meu de vedere, guvernele române nu au făcut mare lucru să putem scădea această rată de refuz. Există. Și acum se face, domnule ambasador? În momentul acesta nu se face. În momentul acesta căutăm cea mai bună soluție, pentru că aceasta nu este o soluție miraculoasă. Polonia a avut această campanie de conștientizare și o cooperare extraordinară în 2019 și au intrat într-un an, au reușit să scadă rata de refuz de la 6% la 3%, deci nu putem să facem acest lucru într-un an, dar putem să facem în 3 ani. Dar, repet, dacă nu se vor asigura resurse pentru această operațiune, care implică numeroase instituții, este un efort bugetar, aș spune, consistent, ori gândiți-vă că Ministerul Afacerilor Externe are un buget de 0,08% din PIB, nu se vor putea face pași în această direcție. Cu alte cuvinte, e o chestiune de voință politică la mijloc. Absolut. Deci lucrăm într-adevăr cu colegii noștri americani să înțelegem împreună ce pași trebuie făcuți pentru ca numărul celor de respinse să scadă. Aici sigur că mizăm și pe responsabilitatea individuală a fiecărui român care depune o cerere de viză la ambasada americană. Am descoperit că oamenii au o înțelegere foarte limitată a ceea ce înseamnă această aplicație. Există aici și evident o responsabilitate a autorităților americane, deci oamenii nu știu cum să aplice, în proporții mare, nu știu cum să aplice pentru aceste vize de scurtă ședere până la 90 de zile, deci pentru afaceri sau de turism, pentru că cine ar da $160 taxă de interviu știind că are foarte mari șanse să fie respins neîndeplinind anumite criterii. Deci, noi sperăm ca să existe această înțelegere că
există o interacțiune foarte consistentă cu agențiile americane responsabile, dar este important ca atât noi cât și partenerii americani să lucrăm îndeaproape și să investim resurse. Sunt beneficii enorme de securitate și pentru spațiul transatlantic și beneficii economice. Și eu cred că dacă ne vom pune serios pe treabă în următorii 2-3 ani, românii vor putea călători fără vize. 2-3 ani. Am obținut așadar și un orizont de timp și ca să mergem puțin și în zona și mai concretă, dacă îmi permiteți, este cu siguranță unul dintre subiectele pe care le-ați discutat cu noul ambasador al Statelor Unite de această dată în București, pentru că vom avea un nou ambasador care va veni aici în capitala României în următoarele săptămâni, dacă informațiile mele sunt corecte. V-ați întâlnit deja cu doamna ambasador Kathleen Kevlek, cea care a fost votată, da, în Senatul American în decembrie anul trecut să reprezinte Statele Unite la nivel diplomatic în România. Dacă ne puteți spune ceva despre aceste prime interacțiuni cu doamna ambasador, care înțeleg că este diplomat de carieră, care este profilul noului ambasador, care sunt de fapt proiectele și perspectivele pentru România și în contextul acesta visa waiver. Da, chiar săptămâna trecută, dincolo de întâlnirea privată pe care am avut-o cu doamna ambasador Kavalek, am avut o discuție la Washington cu reprezentanți de nivel foarte înalt din agențiile americane, în care am evaluat succesiunea pașilor următori pe visa waiver și doamna ambasador a ținut să participe la această întâlnire. Am văzut-o foarte angajată și de aceea sunt foarte optimist în această direcție. Pentru că e foarte important rolul ambasadorului. Doamna Kavalek cunoaște foarte bine România, vorbește limba română. Copiii domniei sale au trăit 3 ani în România și vorbesc la rândul lor limba română. Soțul doamnei Kavalek vorbește limba română, cunoaște regiunea. Prin prisma experienței sale anterioare solide ca diplomat de carieră în cadrul Departamentului de Stat American și sunt convins că va investi foarte mult în promovarea priorităților agendei noastre bilaterale, sigur, dimensiunea de securitate, dar și în relații economice și investiții, energie, cu siguranță va acorda o atenție specială continuării efortului României pe linia combaterii corupției și consolidării instituțiilor democratice, libertății presei. Deci am reținut în discuțiile cu domnia sa interesul special de a sprijini parcursul României pentru programul Visa Waiver și, repet, mă aștept la progrese pe acest dosar foarte important pentru români. Deci aici este foarte important ca noi să fim foarte determinați, pentru că doar un guvern determinat împreună cu un partener american determinat vom putea face un pas decisiv înainte. Domnule ambasador, am citit cu atenție postările dumneavoastră din ultima perioadă și în urma întâlnirii pe care ați avut-o cu ambasadorul Statelor Unite înainte ca domnia sa să vină aici în București, subliniați necesitatea dezvoltării parteneriatului comercial și spuneați că e o zonă care nici nu e pe aproape de potențial. Ce se întâmplă acolo? Cât de rău stăm? Sau cât de bine putem să stăm? Depinde cât de optimiști sau pesimiști vrem să abordăm lucrurile. În termeni absoluți, nu stăm. Am putea spune că nu stăm rău. Americanii sunt al cincilea cel mai mare investitor în România. Au aproximativ 8.000 de firme americane în România, de la investiții mari, cum este compania Ford, până la investiții mai mici. Dar dacă ne uităm la relația comercială bilaterală, lucrurile nu stau deloc bine, dacă ne uităm în comparație cu alte state. Deci noi am avut anul trecut un
schimburi comerciale bilaterale de aproximativ 4,4 miliarde de dolari. Anul acesta vom depăși 5 miliarde de dolari, dar dacă vă dau câteva cifre, cu siguranță vom clătina această poziție excelentă. Ungaria, Statele Unite, 10 miliarde de dolari. Polonia, Statele Unite, 14,4 miliarde și deja Polonia a ajuns la peste 18 miliarde până în octombrie anul trecut. Deci Cehia 12 miliarde, Lituania 5 miliarde, deci e clar, nu stăm bine. Cine greșește? Cine nu face tot ce ar putea să facă? În primul rând, pentru că nu am înțeles în 20 de ani ce înseamnă promovarea economică a României în Statele Unite. N-am înțeles că aceasta este cea mai mare economie a lumii, cu o piață uriașă, cu 330 de milioane de oameni, și profilul investitorului american este unul aparte. Eu îmi pun mari speranțe în această agenție care s-a creat la sfârșitul anului trecut de investiții străine și de promovare exporturilor, pentru că efectiv această rețea consilierilor economici, cum a fost selectată, cum a fost finanțată, în primul rând, e o ruină. Deci dacă nu înțelegem aceste lucruri, vom perpetua această fantezistă imagine a unei relații excelente. Deci eu n-am văzut un plan serios cu privire la care sunt obiectivele noastre foarte concrete și mai ales care sunt resursele dedicate pentru a atinge aceste obiective în relația cu partenerul american. Domnule ambasador, dar cine trebuia să facă acest plan? Și nu l-a făcut. Există întotdeauna nu se poate spune că există un singur vinovat. Uitați-vă, de exemplu, la cum a arătat peisajul politic românesc în 10-12 ani. O instabilitate politică teribilă cu 8-9 prim-ministri în 8-9 ani, o fluctuație a ministrilor și mai mare, apoi o absența total inexplicabilă a unei agenții de promovare a investițiilor străine, care să aibă un plan pe America de Nord sau, în fine, pe Statele Unite ale Americii, în comparație cu ce fac alte state, cu ce face cu Polonia, care are o agenție cu mii de oameni și cu resurse fabuloase, cu obiective cât se poate declare, România, aș putea spune că acest volum al schimburilor comerciale s-a întâmplat pur și simplu natural. Și creșterea lui cu 10, 15, 20% în fiecare an e iarăși o chestiune naturală. Deci nu statul a fost cel care a făcut niște pași concreți. Sigur, au existat companii americane, de exemplu, care au apelat pentru ajutor de stat și au făcut investiții și în Maramureș și în alte locuri foarte serioase, dar statul nu are o politică foarte coerentă în ceea ce privește atragerea investițiilor americane. Asta i-am spus doamnei ambasador, că este și rolul partenerului american să vedem ce putem face aici și sigur că se poate face un task force, deci putem să facem o echipă în care să lucrăm, să vedem unde sunt problemele. Nu, un peisaj e destul de difuz, nu se poate spune exact. Dacă astăzi am aduce, nu știu, 30 de consilieri economici în Statele Unite și am subfinanțat, așa cum am făcut cu multe alte lucruri, birourile României de promovare a turismului au fost desființate acum câțiva ani. Deci nu mai există nici măcar așa ceva. Deci sunt multe lucruri de făcut și mă aștept ca decidenții cărora le-am transmis direct aceste lucruri să facem ceva. Sigur, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, nu o să aducem mâine niște miliarde în România, dar dacă începem acum să facem câteva lucruri, se vor vedea destul de curând. Piața Victoriei la Europa FM.
Și invitatul nostru în această seară este Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. Domnule ambasador, ați spus și ceva mai devreme despre problema aceasta a combaterii corupției, una dintre temele pe care le-ați discutat cu doamna ambasador ce va veni în România peste câteva zile. Există în această perioadă o îngrijorare mai mare, pentru că am tot citit relatări despre citatele acestea, știți, când apar în comunicate de la administrația americană teme referitoare la combaterea corupției, întotdeauna se pune întrebarea, e acesta un moment de îngrijorare mai mare? S-a întâmplat ceva? Trebuie să tragem semnale de alarmă? Care este starea de spirit acolo? Nu, dimpotrivă. La inițiativa ambasadei l-am invitat pe procurorul șef al DNA, pe domnul procuror șef Bologa, la sfârșitul anului trecut, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, și împreună am făcut aici câteva evenimente, am interacționat cu partenerii americani de la Departamentul de Justiție, Departamentul de Stat, și România este chiar un exemplu de bună practică. Acum, dumneavoastră știți că această luptă anticorupție nu se încheie niciodată. Flagelul corupției este unul global care afectează și Statele Unite, și Statele Europene, și România, dar nu există îngrijorări speciale. În schimb, partenerii americani, sigur, vorbesc de investiții, vor să se asigure că există un mediu investițional cât se poate de bun, cu un cadru legislativ predictibil, cu o deschidere și o transparență mai mare din partea autorităților locale, deci un deziderat care ar face peisajul investițional din România mai atractiv, de pildă. Și mai mult decât atât, un partener care este și un aliat care este în ochiul furtunii, ca să spun așa, și care împarte o graniță foarte lungă cu Ucraina, una și mai lungă cu Moldova, de exemplu, este un partener care are nevoie de suport și din acest punct de vedere. Deci România este un exemplu în 20 de ani de când a fost creată unitatea anticorupție pentru alte state din zonă. Nu vreau să nominalizez aici, dar noastră știți că există actori regionali care se confruntă cu probleme uriașe. Ceea ce vrem să ne asigurăm este că decidenții români înțeleg nevoia de a finanța substanțial acest efort anticorupție, pentru că noi am avut experiențe triste din acest punct de vedere, să ne aducem aminte de trista ordonanță 13, care a creat atâtea probleme, inclusiv în relația cu partenerul american. Deci n-ar trebui să ne culcăm pe ureche, cum spune românul, ci dimpotrivă să fim foarte atenți. Și sigur, există o cooperare foarte bună la nivelul acestor agenții și ea trebuie să continue să fie întărită, pentru că Ambasada Statelor Unite de la București a fost întotdeauna un partener de fază al Direcției Naționale Anticorupție și al procurorilor români în apărarea statului de drept și a independenței procurorilor, și cred că, și am discutat acest lucru cu doamna ambasadoare Cavale, că acest lucru ar trebui să continue. Haideți să vorbim puțin și despre războiul din Ucraina, rolul României și modul în care contribuim, prezența de asemenea Statelor Unite prin ceea ce înseamnă dimensiunea militară pe teritoriul României, și aș introduce această discuție vorbind puțin despre amenințările Rusiei. Numai departe de câteva zile, fostul președinte rus Dmitri Medvedev făcea o declarație absolut șocantă, dacă îmi permiteți această descriere, citez acum: niciunui mizerabil nu-i trece prin cap o concluzie elementară. Pierderea unui război convențional de către o mare putere nucleară poate provoca începerea unui război atomic. Am încheiat citatul. Cum se vede de la Washington acest tip de discurs și revenirea, de fapt, în dezbaterea internațională acestei amenințări nucleare, de care credeam că am scăpat după modul în care foarte ferm administrația americană a răspuns la finalul anului trecut?
După cum probabil știți, debutul acestei noi retorici nucleare aparține chiar personajului pe care l-ați citat. Vă aduc aminte că odată cu debutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Putin a avut un discurs în care a solicitat ministrului apărării să pună forțele nucleare într-o postură ceva mai activă. Deci acest discurs vine întotdeauna de la Kremlin și sigur că în urma invaziei neprovocate și justificate de către Rusia, Ucrainei, acum un an, NATO și Statele Unite au trimis nave, avioane, trupe suplimentare pe teritoriul NATO. Așa s-a ajuns ca practic forțele terestre ale NATO să fie dublate pe flancul estic, așa s-a ajuns să se înființeze noi grupuri de luptă, inclusiv în România, așa s-a ajuns ca Statele Unite să-și tripleze prezența, chiar mai mult de 4 ori, prezența militară americană în România. Deci toate acestea sunt răspunsuri la atitudinea agresivă, la comportamentul agresiv al Rusiei și la acest război sângeros pe care l-a pornit. Cred că suntem departe încă de a răspunde la întrebarea cum va afecta acest război Rusia, în primul rând, pentru că el deja afectează într-un mod dramatic Ucraina, dar cred că Rusia, Federația Rusă, își joacă propria existență cu acest război. Repet, unitatea și solidaritatea aliaților și a Statelor Unite au fost impecabile până astăzi și nu există niciun motiv să credem că acest ajutor care a ajuns din partea Statelor Unite, ajutor militar, macrofinanciar, umanitar pentru Ucraina la 110 miliarde de dolari, iar din partea Uniunii Europene de 50 de miliarde anul trecut, plus 18 miliarde un pachet macrofinanciar anul acesta. Vedem iarăși această discuție continuă despre armamentul cu care trebuie sprijinită Ucraina și nu vedem iarăși niciun motiv ca acest sprijin să slăbească. Și pentru a pune lucrurile într-un context în care înțelegem mai bine de ce România, prin poziția sa, este atât de importantă, citeam o analiză The Times la finalul acestei săptămâni, unde se sublinia faptul că prezența americană, din punct de vedere militar, va fi și mai consistentă în perioada imediat următoare, că baza aeriană Mihail Cogălnicianu este la doar 7 minute zbor de rachetă de trupele ruse și îi vorbim despre Crimea, desigur, și că în cazul în care Rusia și-ar continua invazia spre vest, am fi prima linie de apărare a NATO. Din acest punct de vedere, înțelegem încă o dată cât de importantă este poziția noastră și vă întreb și pe dumneavoastră, legătură cu prezența militară americană pe teritoriul României, care sunt noutățile în contextul în care știm că vor veni trupe noi, care vor fi conduse la nivel înalt, înțeleg că va fi și un general cu 2 stele, tot în analiza The Times ni se dădeau astfel de detalii pentru a înțelege importanța zonei. Da, după cum știți, înainte de invazie erau sub 1000 de militari americani în România, astăzi sunt aproape 4000 de militari americani și există o brigadă combatantă din divizia 101 aeroportată de aproximativ 3000 de militari care este dislocată la, așa cum spuneați, la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, care este un important nod de transport
multimodal pentru forțele americane și se așteaptă sigur ca viitoarele elementele comandamentului brigăzii americane care va fi amplasat în România să aibă sediul la Mihail Cocălnicianu, dar militari americani se găsesc și la facilitatea de apărare antirachetă de la baza militară de Veselu, câteva sute, apoi la baza aeriană Câmpia Turzii, dar sunt ofițeri americani și la grupul de luptă multinațional condus de Franța, aproximativ 10% din acest grup de luptă sunt militari americani, dar și în alte comandamente ale NATO care se află pe teritoriul României, fie la Craiova, la București sau la Sibiu. Deci eu sper din toată inima ca această desfășurare de forță americană, sau nu văd niciun motiv pentru ca reia să fie doar temporară, și credem că cele două guverne, român și american, ar trebui să exploreze în continuare modalități de a face aceste forțe permanente, pentru că agresiunea rusă este continuă. Ea a debutat, de fapt, în 2008, când Rusia, la câteva luni după summitul NATO de la București, în care a fost prezent și președintele Putin, a atacat Georgia, apoi în 2014 a ocupat Crimea, iar 7 ani mai târziu a încercat să invadeze pe scară largă Ucraina. Deci nu mai există niciun soi de îndoială cu privire la comportamentul Federației Ruse și din acest punct de vedere noi credem că o prezență permanentă americană în România este ceea ce trebuie. Vreau să vorbim spre finalul acestui interviu, domnule ambasador, și despre românii din Statele Unite. De curând ați fost invitat în Arizona, acolo unde ne putem mândri că avem chiar un președinte al Camerei Reprezentanților în persoana românului Ben Toma, da? Este cel mai românul cu cea mai înaltă funcție în administrația americană, e corect? Da, absolut. Și este un om cu totul special, un român care s-a născut la Cluj și care a plecat în anii 80 împreună cu familia. A fost în țară de nenumărate ori Ben Toma, a fost și anul trecut împreună cu predecesorul său, cu fostul speaker al Camerei Reprezentanților și care a avut întâlniri la nivel înalt. Sigur că este deja un actor foarte important în statul Arizona. Statul Arizona, nu știu dacă ascultătorii noștri sunt familiarizați, este un stat cu cea mai mare creștere în America. Are 7 milioane de locuitori, va avea 10 milioane de locuitori în câțiva ani, o creștere fulminantă. Există investiții de aproximativ 60 de miliarde de dolari în momentul acesta în fabrici de semiconductori și din acest punct de vedere rolul unui politician local cum este Ben Toma, care este al treilea în ordinea de precădere a statului, este foarte, foarte important. Și sigur că români sunt peste tot. Investitori români în Statele Unite, că nu doar românii așteaptă pe americani, poate și americanii așteaptă pe români să investească. E ultima parte a discuției noastre, mai avem, cred, doar câteva secunde. Sunt români care investesc în Statele Unite, partea comunității românilor de acolo. Absolut. Deci românii de aici contribuie în fiecare stat american la economia locală și federală. Au companii de transporturi în Chicago, în Michigan, în Florida. Fac tranzacții de succes în domeniul imobiliar, în Arizona, de pildă. Au restaurante, așa cum este o rețea de restaurante românească în Detroit. Au fabrici de mobilă, așa cum am vizitat o fabrică românească în Atlanta, Georgia. Au clinici care folosesc tehnologii de ultimă oră. Lista poate continua, sigur că... Ar mai fi multe de discutat, domnule ambasador, din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, în direct la Europa FM. Le mulțumesc și ascultătorilor, ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei la Europa FM.